În anul centenar, Academia Română a omagiat personalitatea generalului francez Henri Matthias Berthelot. A fost evocat rolul său fundamental în reorganizarea armatei române și victoria românilor în Primul Război Mondial. Au participat reprezentanți ai statului român, membri ai corpului diplomatic, personalități ale vieții culturale și științifice din România și din străinătate. Sesiunea a fost deschisă de academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Între francezii care ne-au marcat destinul în preajma Marii Uniri, alături de Emmanuel de Marton, de Contele de Saint-Olaire, de Robert Fichet și de câți alții, generalul Henri Matthias Berthelot ocupă un loc special. Când ne-a fost mai greu? În octombrie 1916, misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot a sosit în țară și a rămas până la victorie. Victoria a însemnat pentru noi realizarea Marii Uniri. Cu ocazia unirii de la 1 decembrie 1918, generalul Henri Matthias Berthelot a spus următoarele cuvinte, citez: sângele eroilor căzuți în luptele marelui război să fie pentru tine, o frumoasă Românie, sămânța de noi virtuți, în așa fel încât copiii tăi să fie mereu demni de părinții lor și gata să-și apere pământul sacru, atât de des invadat, dar în cele din urmă întregit, prin efortul ultimelor generații. Manifestându-și atașamentul față de România, în momentul defilării unui detașament român, la parada militară din Paris din 11 noiembrie 1919, lucru care s-a repetat apoi, cum știți, după căderea regimului comunist, spre bucuria și mândria noastră, generalul Berthelot s-a adresat generalului Ferdinand Foch cu următoarele cuvinte: Foch, salue, c'est la famille. În semn de recunoaștere a meritelor deosebite, după terminarea războiului și încheierea păcii, generalul Berthelot s-a bucurat de cele mai mari onoruri din partea regatului României. A fost declarat cetățean de onoare al României, i s-a oferit lotul de teren și locuința necesare. În 1926 a fost ales membru de onoare al Academiei Române, de aceea această instituție este nu numai onorată să-l sărbătorească, dar este și datoare să o facă. Évoquer la mission Berthelot et la grande unification roumaine, c'est s'intéresser à la chose politique et à la chose militaire. La mission du général Berthelot a réussi à établir une stratégie militaire pour un objectif politique, participer à la réorganisation de l'armée roumaine pour combattre les forces ennemies, certes, mais également pour permettre à la Roumanie de recouvrer son unité, son intégrité et sa souveraineté. Nos destins sont liés. Les leçons de la mission militaire menée par le général Henri Matthias Berthelot illustrent la nature de l'amitié franco-roumaine à travers les époques. Quand la France apporte son aide et son savoir-faire, elle ne le fait jamais contre les intérêts et la souveraineté du pays ami. General reprezintă o personalitate neobișnuită în percepția românilor ca personalitate de origine străină. Membru de onoare al Academiei, ocupă un loc aparte pentru că implicarea sa în evenimente critice pentru români, momente grele, de o mare apăsare,
care nimeni nu știa cât de puternic va marca prezentul și viitorul României, implicându-se în ceea ce a devenit lumina sfântă din corola de minuni a neamului românesc, Marea Unire din 1918. Îmi stăruie în minte, din biografia sa, imaginea lui George Enescu cântând la serata de adio pe care Regina Maria i-a oferit-o generalului francez în luna martie a anului 1918 la Iași. Erau zile în care totul părea pierdut pentru cauza României în Marele Război, iar Marea Unire un deziderat îndepărtat. Generalul avea însă să revină victorios în România în aceeași toamnă. A urmat, așa cum știm, 1 decembrie 1918 și apoi, iată, un veac de istorie. Nu există nicio îndoială că pentru istoricul vieții politice internaționale, pentru istoricul literaturii, pentru cel al artelor frumoase, pentru cel al vieții cotidiene din România, locul spre care s-a privit în întreaga noastră modernitate era capitala napoleoniană, cea a Bourbonilor restaurați, cea a 3 republici succesive. De la Paris, spre a cita un text moldovenesc de mai bine 200 de ani, veneau institutori și preceptori, grădinari și cofetari, dar și nobili emigranți, academicieni filoromâni, diplomați și artiști. În cupola de sticlă a Bibliotecii Academiei Române a fost vernisată expoziția omagială Generalul Henri Matthias Berthelot pe frontul românesc 1916-1918, organizată de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie al României și Muzeul Național Militar. Asociația Națională a Colecționarilor de Arme a oferit în Parcul Academiei Române o demonstrație de reconstituire istorică a unui ceremonial militar. Jur! Jur! Credință regelui nostru Ferdinand I! Credință regelui nostru Ferdinand I! Supunere legilor țării! Supunere legilor țării! Și îndatoririlor militare! Și îndatoririlor militare! În timp de pace și în timp de război! În timp de pace și în timp de război! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Academia Română a ținut în mod special în miezul acestei veri să-l omageze pe marele francez și, aș spune, marele franco-român care a fost generalul Berthelot, un prieten al țării noastre, cum puțin au fost în vremurile foarte grele ale primului război mondial. Spun în vremurile foarte grele, pentru că, așa cum se știe, Berthelot a condus misiunea franceză care a venit să ajute la reorganizarea armatei române în 1917, a fost silit să plece atunci când, pentru o vreme, teritoriul României a fost ocupat de puterile centrale și pacea de la București a impus plecarea aliaților noștri francezi și s-a reîntors triumfător, a spune, alături de familia regală atunci când în 1918 România se făcea una mare pe care Berthelot a omagiat-o de mai multe ori. Ce face Academia Română să identifice momente relevante, semnificative, de importanță, care au contribuit, care au marcat Marea Unire, întregirea României?
deci 1918. Dar, vedeți, 1918 este momentul cel mai strălucit, 1 decembrie, și știm de ce. Aproape că s-a făcut un referendum, practic. Nu, dar în primul rând au căzut vieți multe, numeroase, sacrificiile au fost uriașe. Nu ne-au ajutat mulți, dar ne-au ajutat câteva mari personalități, mari valori ale și repere ale omenirii, a generalului Henri Matthias Berthelot. Și a asumat această misiune, misiunea franceză, o misiune complexă, militară, de reformare a armatei, modernizare a armatei, de redotare a armatei române, inclusiv cu componente sanitare, medicale. Evoc pe doctorul Cluny, care a murit la Iași împreună cu colaboratoare, două colaboratoare, în epidemia de tifos exantematic. Adică au fost sacrificii din partea lor. Berthelot a rămas în memoria românilor, și iar în momentele acelea, în anii aceia, Berthelot era o figură, o personalitate de o relevanță cu totul specială pentru români, pentru soldați, pentru poporul român. Soldații români l-au aproape, a spune, iubit. Ei nu puteau să pronunțe Berthelot și atunci era Burtălău, pentru că el era un, cum spunea Iorga, un francez tipic, un burghez francez, jovial și destul de corpulent. Ea a fost printre cei care au oferit decorații. Soldații români îl considerau aproape unul de-al lor. El era în relații foarte bune cu generalii noștri. Implicarea în susținerea militară și diplomatică i-a adus generalului Berthelot capital de popularitate și a insuflat soldaților români încredere. Acțiunea Franței alături de România reprezintă un moment memorabil al relațiilor noastre cu Franța. Și astăzi, mai mult ca oricând, relațiile noastre cu Franța trebuie reamintite, pentru că în Uniunea Europeană Franța este unul dintre, a spune, prietenii noștri cei mai devotați. Tradiția Berthelot se păstrează în România. Foarte curând, pot să dau această informație, pe strada Berthelot, nu departe de radiodifuziune, la întretăierea cu strada Cațavilan, se va ridica monumentul dedicat lui Berthelot și bucureștenii vor putea să îl vadă în bronz pe acest mare militar și mare prieten al nostru. Pentru el, România era o a doua patrie. Și acest lucru l-a spus de mai multe ori. Ne-a apărat în condițiile grele ale tratativelor de la Paris. A intrat și în conflict cu unii francezi, unii oameni politici francezi. El, care cunoștea foarte bine situația frontului, el care cunoștea foarte bine ce s-a întâmplat în 1919, campania noastră din Ungaria împotriva lui Belacun, el care știa foarte bine ce se întâmplase cu Banatul, a fost o întreagă discuție la Paris în legătură cu frontierele noastre în acea zonă. Alături de Berthelot trebuie să amintim întotdeauna pe un alt francez, un mare geograf, de Marton, care a contribuit, ca și Berthelot, la clarificarea opiniei politice internaționale în legătură cu hotarele României.
ceea ce s-a întâmplat în aula Academiei a fost prelungit la Conacul Berthelot. Vreau să spun că un rol cu totul special l-a avut în această organizare colegul meu, academicianul Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei. A fost o prezență a membrilor Academiei, a fost o prezență militară importantă, a fost o prezență a localnicilor, a fost o sărbătoare pentru toată lumea, evocarea momentului pe care l-a reprezentat Berthelot. Așa arăta în 2009 conacul dăruit de cel al cărui nume va rămâne înscris în Cartea de Aur a Națiunii Române, alături de cei care au creat România Unită. Generalul Henri Mathias Berthelot a avut într-adevăr o inimă de român. The project here in the village General Berthelot, I think is one of the best implemented, best planned, and with the, among the best results among our 70 projects in Romania. I have asked myself, how is this possible? I suppose simply the partners, the responsible bodies who have participated in this project from A to Z have been of good quality. When they are of good quality, the end result is of good quality. Prin derularea acestui proiect de cercetare științifică, Academia Română, cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală, va continua tradiția de a fi în slujba nației prin promovarea științei în toate domeniile. În sala de festivități a Conacului Berthelot s-a desfășurat sesiunea omagială dedicată generalului, moderată de academicianul Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. Românii n-au ezitat să se sacrifice pentru țara lor. Iar în acest moment crucial, România Mare a fost realizată nu dintr-o întâmplare, într-un context extrem de dramatic, spre sfârșitul primului război mondial, care a marcat și victorii remarcabile militare ale românilor, ale armatei române. Dacă aceste victorii nu erau de asemenea îndărgură și prestigiu, șansele noastre din 19 spre 0. La aceste victorii ale armatei române a contribuit misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Mathias Berthelot. În calitate de consilier al regelui Ferdinand, consilier militar, a avut misiunea să reorganizeze și să doteze armata română, ceea ce a reușit să facă. A reușit să facă cu o perseverență și cu o capacitate ieșită din comun. Un tip cu o memorie extraordinară, foarte modest, dar extrem de perseverent, implicându-se în organizarea și creșterea moralului armatei române, care ulterior, după cum bine știți, a obținut niște victorii absolut emoționante. Marcăm acest moment ținând vie memoria generalului Henri Mathias Berthelot. Ne aflăm într-un loc care s-a născut din două generozități care sunt foarte importante pentru vremea noastră, care este mai lipsită de generozitatea noastră. Generozitatea României față de acest mare prieten, prin dăruirea acestui domeniu, generozitatea lui Berthelot față de România, și vreau să spun o dată mai mult că este spre onoarea Academiei Române faptul că a reușit să redea acest loc. Un istoric american, Glenn Torrey, profesor la Universitatea din Kansas,
a scris o carte nu de mult dedicată lui Berthelot. Și era Soldier of France, soldat al Franței, Defender of Romania, apărător al României. Eu vreau să vă spun că ceea ce s-a întâmplat astăzi, din punctul de vedere al omagiului militar, din punctul de vedere al omagiului academic, este potrivit spiritului centenarului. Noi, iertați-mă că o spun, uneori tratăm centenarul acesta și a la lejer, am ajuns să rimăm centenar cu grătar și așa mai departe. Asta este adevărata, firească comemorare a celor 100 de ani de la Unire, salutând în memoria unui mare, repet, român-francez și francez-român, cu atât mai mult astăzi când probabil relațiile noastre cu Franța în cadrul Uniunii Europene capătă o anumită dimensiune. Astăzi, în anul centenarului, amintindu-ne de generalul Berthelot, nu putem să nu ne amintim că în toate deceniile în care s-a construit România, între 1859 și 1918, prezența Franței alături de noi a fost nu doar simțită, dar a fost văzută în viața cotidiană prin gesturi concrete. Acest lucru ne-a ajutat să ne înscriem pe linia de modernizare europeană pe care o doreau cei mai avansați români ai vremii, pe de o parte, iar pe de altă parte să construim o țară demnă, un pol al democrației în această parte de lume, umbrit un timp în această sută de ani trecută, dar umbra nu poate șterge lumina mare a culturii și civilizației franceze care s-a revărsat asupra noastră.